În primul meci amical al noului sezon, CSU Alba Iulia a înregistrat o înfrângere la limită în compania campioanei CSM Târgoviște. În debut a fost prezentat noul lot cu care tehnicianul Miroslav Popov va aborda sezonul ce bate la ușă. Studentele s-au aflat mai mereu la cârma partidei, dar pe final târgoviștencele s-au impus la un punct diferență. Scor final, CSU Alba Iulia, CSM Târgoviște 65-66, pe sfertul 18-12, 17-14, 13-16, 17-24. În a doua partidă, CSU Alba Iulia a practicat un basket frumos și a reușit încă de la pauza mare să conducă la 7 puncte diferență, scor 40-33. Diferența aproape că s-a păstrat până în finalul partidei, victoria revenind studentelor din Alba Iulia cu scorul de 72-66 pe sferturi 26-17, 14-16, 17-21, 15-12. Astăzi, de la ora 19, în cadrul emisiunii Din Voleu, iubitorii basketului le pot vedea la lucru pe elevele lui Miroslav Popov în primul amical jucat împotriva formației CSM Târgoviște.